vom încerca să punem și Carașu și Moldova Nouă pe o hartă, pe o axa dezvoltării care va începe. Pentru că nu uitați un lucru, timp de 4 ani de zile nu vom avea alegeri. Timp de 4 ani de zile vom avea președinte la Cotroceni, prim-ministru liberal, guvern liberal, parlament de dreapta, cea mai puternică delegație de europarlamentari la Bruxelles, 14 liberali, 5 8 de la Renew, 22 de oameni de dreapta care se luptă pentru interesele României. Și de asemenea, mai avem nevoie pentru a ajuta și Carașul să nu stă în ultimele 10-15 județe, ci să urce în primele 10 județe ale României. În 4 ani de zile cu Romeo Dunca, avem nevoie de dumneavoastră pe 27 să conștientizați că puteți coopta, puteți conecta Moldova Nouă și Cara Severin la ceea ce urmează pentru România, un adevărat plan Marshall de dezvoltare a României. Dacă dumneavoastră hotărâți acest lucru, ați avut 30 de ani să vedeți ce au făcut, aveți 4 de aici încolo să mergeți tot cu ei sau să schimbați ceva.